prioritate pentru că e zi specială la Mocean Frumosor. Mi-a plâns la furcea cu plâns. Eu îți urez numai fericire și multe împliniri. Și uite, ăsta e sufletul meu care ți-l ofer. Ah, dar tu mi-ai oferit de mult sufletul tău, Dani. Să nu uiți de microfon, Dani. Și bujorul, da. Trandafir, bujor. Și eu. Și o urare. Trandafir, bujor, eu și tu. Și o urare. Tizule, te pup. Tizule, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Doamne, ajută la fel. Hai puțin mai în față, mai în lumină. Da. Stimați telespectatori, Dan a ținut în mod special să vină în această dimineață. El ne-a spus de ieri, nu există ca eu să nu vin la ziua Vivianei. Noi am spus înainte, noi nu ne supărăm, ci dimpotrivă. Nouă ne faci un bine că vii. Și vreau să-i urez ceva acum în direct Vivianei, ce nu i-ai spus până acum. Stai un pic să clădesc ceva, da, știi, să construiesc ceva. Da, păi ce ai făcut toată viața. Mi-aș dori atât de mult să-i creez atâtea melodii câte fire de trandafiri. Are 101 fire trandafiri cu bujor. Cred că asta mi-aș dori atât de mult, cât mai repede, nu știu cât mai repede, dar atâtea melodii aș vrea să-i compun frumoasei noastre. Deci 101 înseamnă la un scurcat vreo 8 albume. Da, tată, și nu e bine de început. Pentru început, pentru început. Auzi, sunt alții care n-au 8 albume într-o viață și tu spui pentru început. Băiatul poate, băiatul poate. Și fata poate și a văzut strălucirea din mine. Da. Nu e nevoie că tu ai ce trebuie, da. Fata poate. Pentru că altfel eu niciodată nu m-am putut băga undeva unde nu simt că pot să și răzbesc cu asemenea domnișoară și în afară de dar asta... Dar tu trageți în spate, eu vă invit în față. Aș vrea, aș vrea, de la greutatea cuvintelor. Aș vrea să o felicit pentru ambiția pe care o are, că vorbeam cu ea cu un an în urmă și îmi spunea, îmi doresc atât de mult să ajung prezentatoare la televizor. Uite că deja visurile care le are și le îndeplinește. Vezi că eu am emoții când vorbesc, că chiar mi-a intrat la suflet fetița asta și am spus și muzica, hai mai întâi să fii prezentatoare și după aceea începem și cântăreață solistă. Și am promis că împreună vom face un proiect, bine, avându-l și pe George lângă mine, pentru că țin atât de mult și a insistat. Și a zis, hai să facem un proiect frumos împreună. Bine, ceva mai special, mai spectaculos, noi n-ar trebui să vorbim mult, ar trebui să dovedim cât se poate mai repede și viitorul cred că ne poate oferi muncă, ne trebuie, nu? Exact. Și viitorul avem. Lăsați că ați demonstrat, domnul Dan, în toți anii ăștia. Mulțumesc și eu, domnului Dan Bursuc, pentru că a fost alături de mine pe tot parcursul emisiunii Bravo Ai Stil. El m-a ajutat la momentele artistice. Dacă nu era el să vadă strălucirea și sclipirea din mine, poate că nu mă auzeați nici voi cântând. Despre ce strălucire vorbește Viviana și despre ce au făcut împreună Dan Bursuc și Viviana vom vedea în minutele care urmează. Rămâneți alături de noi. Încă o dată la mulți ani, Viviana. La mulți ani, la mulți ani. O punem la treabă. Nu că da, a venit domnul Dan Bursuc. N-a venit singur. A venit însoțit de trupa Cana Giambe. Da, să înceapă nebunie. Să înceapă cheful. Să înceapă cheful. Într-adevăr, sunt aici în continuare alături de tizul meu, Dan Bursuc, cel care o va susține pe Viviana, așa a promis în cariera de artist. Promisiune solemnă și cea mai mare încredere în Viviana. Noi vom avea reușite mari. Simt lucrul ăsta, că eu când am avut câte o presimțire de asta, a strălucit în ochii mei și în fața națiunii noastre, știi? Ea are toate calitățile, și voce, și... Viviana, strălucești! Poți să zic și eu două cuvinte? Imediat! Ușor, nu mai asta a fost manevră! Asta... Vă mulțumesc de la emoții. Suflet pentru tot ce ați pregătit astăzi pentru mine. Mulțumesc pentru fiecare urare, pentru fiecare invitat, fiecare prezență aici. Mi-ați făcut ziua mai frumoasă. Vă pup și pe voi cei de acasă și colegilor din regie. Mulțumesc din suflet! Dragii noștri, încă o dată la mulți ani Andrei Bănică. Astăzi este și ziua ei. O sunăm după emisiune. La mulți ani tuturor celor ce astăzi se sărbătoresc. Petreceți-vă, simțiți-vă bine și dacă vreți să începeți ziua cum trebuie, noi ne-am gândit să-i chemăm pe cei de la Cana Giambe alături de arabii lui Bursuc, bineînțeles solistă Viviana, și să înceapă atmosfera. Dă-i drumul! Astăzi s-o duceți așa toată ziua. George Burcea, Bianca, felicitări că ați venit. Să vă trăiască fata, la mulți ani Viviana! Azi ne petrecem! La mulți ani Viviana! La mulți ani! Niciodată nu știi cine lume, lume îți va dărui.
și ești iubit.